Bun găsit, stimații telespectatori, iată-ne din nou împreună, suntem la emisiunea Sens Direct, o emisiune care astăzi este dedicată alegerilor locale din 27 septembrie anul curent. Alegeri foarte importante pentru comunitățile locale, în mod evident, pentru că știm foarte bine de modul în care alegem duminica viitoare. Vom și avea performanțe noi, dar și localitățile în care trăim, în sensul în care o alegere bună va face ca viața noastră să fie de asemenea mai bună. Vă revine dumneavoastră rolul de a selecta din oferta electorală pe care o primim duminică. Un aspect de asemenea important este și modul în care candidații înscriși în cursa din 27 vor ști să, sau au știut deja să vă transmite. Suntem în ultima etapă, dacă doriți, în a patra etapă, în ultima săptămână a campaniei electorale oficiale. O perioadă foarte importantă, vedeți că lupta pare să se mai fi întețit în raport cu săptămânile trecute, așa se întâmplă mereu, deși avem o campanie electorală total atipică, o campanie la care trebuie să ne adaptăm cu toții, și alegătorii, dar și candidații. E bine, în minutele care urmează vom fi alături de candidații pro-România din județul Vrancea. Mă grăbesc, pentru că timpul este destul de scurt, să-i și prezint, să facem din nou cunoștință cu domniile lor. Așadar, în platoul Focus TV de la Buzău se află candidații pro-România, și anume doamna Maricica Vrabie. Domnia sa este candidat pentru președinția Consiliului Județean Vrancea, de asemenea candidează și pentru, sigur, pentru poziția de consilier din partea aceluiași partid. Este fermier, este doctor inginer în științe agricole. Îi mulțumesc, doamnei Maricica Vrabie. Bună ziua, bine v-am regăsit. Mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. De asemenea, alături de doamna Vrabie și de mine se află domnul Bogdan Adrian Gabor. Domnia sa este candidat de asemenea pro-România pentru Consiliul Local Municipal Focșani, pe poziția întâi, în mod evident, reprezentând, cum spuneam, Partidul Pro-România. Este absolvent al Facultății de Drept și antreprenor. De asemenea, are o viață activă în ceea ce înseamnă implicarea civică și a mai discutat la precedenta emisiune despre acestea. Cam pe aceleași coordonate vom evolua și astăzi, dacă îmi permiteți această exprimare. O să începem discuția cu doamna Maricica Vrabie. Am vorbit despre agricultură. Ar fi bine să mai spunem totuși niște lucruri în legătură cu agricultura. Ne-ați dat, de exemplu, data trecută de realmente de un succes pe fonduri europene. Suntem o țară care nu ne-am distins la acest capitol. Aș vrea ca din experiența dumneavoastră să transmitem și telespectatorilor care ne urmăresc cum ați reușit să faceți aceste proiecte și care a fost secretul, pentru că ne plângem cu toții că nu se pot accesa sau se accesează extrem de greu. De greu. Sigur, ați făcut pe zona privată. Dar pe zona privată. Unde, dați-le sfaturi și explicați-le și vrâncenilor și tuturor telespectatorilor care ne urmăresc că totuși se poate. Da. Rog. Am să încerc să vă răspund la întrebare. Am început activitatea mea privată în agricultură pentru că suntem agricultori. Întâi am lucrat terenuri în arendă și încet, încet ne-am cumpărat terenul și am reușit să facem o fermă cât de cât, eu zic, nici mică, dar nici foarte mare. O fermă care este, are două părți, și zootehnie și vegetal. Am accesat fonduri prima dată cu forma SAPARD, proiectele SAPARD. Atunci eu nu am accesat fonduri europene, dar s-au dat fonduri românești. A fost un prim pas pe care l-am făcut într-un moment tot așa de nemulțumire, pentru că prețurile la grâu erau, la producția de grâu, prețul la grâu era foarte, foarte mic și am spus, măi, trebuie să găsim o soluție să ne valorificăm producția, decât să o dăm degeaba, mai degrabă să încercăm să facem o formă de
valorificare mai utilă. Și m-am întâlnit din întâmplare cu un coleg de-al meu de facultate care a zis, măi, uite, hai să facem o cooperativă. Și am încercat și am făcut acea cooperativă, la care, fiind 60 de fermieri care am aderat la acea idee... O sumă importantă de oameni ați reușit să strângi. Am reușit. Foarte interesant. Dar am să vă spun, sfârșitul nu a fost fericit, pentru că... Dar cum am început? Fiind așa de mulți, banca a acceptat ca noi să nu venim cu aport, să girăm cu casa, cu pământul, cu ferma. Cu ce, da. Deci să girăm construcția pe care noi urma să o facem. A fost un lucru foarte bun. Deci noi n-am girat cu nimic, am stat liniștiți, ne-am făcut ferma, am reușit să și populăm, după care au început și problemele în cooperativă. Deci, ca de obicei, dar e interesant să spunem și lucrul ăsta. Ca de obicei, pentru că eu am fost și în Consiliul de Administrație și, nu știu, cred că ideile noastre comuniste încă nu ne-au părăsit, pentru că... Cei de la cooperativă, deși aveau un abator făcut tot prin fonduri europene, am și zis, băi, este afacerea vieții voastre, să aveți atâția fermieri și să devenim chiar cei mai mari producători de porci din România. Da. Deci n-a fost așa, la abator lucrurile au fost cam încurcate, în sensul că ne luau porcii din fermă și ne cântăreau în ferma lor după două zile. În momentul, mai slăbeau. În momentul în care nu aveam desfacere la nivel național în toate magazinele, nici cooperativa nu ne lua porcii, că așa a fost ideea. Băi, noi vă preluăm producția încât să avem desfacere, să aveți desfacere toți. Închide cercul. Exact. Și să fim așa și să ne asigurăm și produsele. Am încercat să ne facem și un fel de cu inputurile, să le facem toate prin cooperativă, dar, din păcate, cred că niciun an n-a durat. Eu m-am retras din cooperativă, chiar dacă am rămas membru, nu am mai dat marfa la cooperativă, dat fiindcă ni se plătea foarte târziu, ne dădeau un preț mai mic și aveam și dezavantajul că cântărirea porcilor se făcea în fermă. Și până la urmă, cooperativa nu s-a finalizat, s-a ales praful de ea, de asta vă spun că oamenii sunt reticenți la asta formele știm. De asociere. Deci eu am stampățitul, vă pot spune că am rămas cu un gust amar, dar eu mi-am făcut credit agricol mai departe, am o linie de creditare și ferma chiar a fost în final... În mod sincer, chiar în România nu se pot asocia oamenii cu succes, mai puțin, mai mulți, contează mai puțin faptul că numărul. Dar iată că, până la urmă, e o experiență nefastă cu toată... Da, ce a fost nefastă. Acolo la mijloc? Au fost orgolii? Sau a ținut, s-a plecat de la bani, de la cifre? S-au plecat, nu au fost separate foarte bine firmele și conturile. Deci s-a făcut un cont comun la acea bancă și fiecare se ducea și lua banii cum a considerat. Mie îmi trebuia pentru porci, dumneavoastră vă trebuia pentru furaje. Deci acolo nimeni nu mai ținea, e o evidență clară. Până când s-a ajuns că eram toți cu datorii la bănci, nimeni nu mai știa. Toți 60, unii luau banii și alții plăteau datorii. Da, în final am făcut 30. Am fost 30 care am finalizat fermele, dar restul 60 nu le-a... Oricum, erau foarte mulți. Aveau foarte mașini, mașini de transport, aveau abator. Deci, faptul că nu a fost o mână de fier care să poată să țină sub control această cooperativă pentru care și eu am optat și chiar am popularizat colegul meu cu care a început, am fost colegi de facultate și am zis, băi, hai că acum e mai simplu, nu mai vorbim de o cooperativă. Iar acum suntem în aceeași poveste. Am zis să ne facem o cooperativă pentru producerea pentru scroafe.
da, să facem reproducția, să nu mai aducem purcei din Germania. Noi aducem din Germania, acum mai am luat de la o firmă din, din România, dar am zis, măi, nu este normal, hai să ne unim, măcar cei care avem acum fermele, și să facem o fermă mare de reproducere, reproducție pentru purcei, încât noi să avem singuri, să zicem, că iar e un post, că vom produce cu un preț mai mic, că vom avea toți acoperiți, eu știu, o eșalonare a lor, dar și asta a stagnat pentru că nu s-au mai dat, nu s-au mai alocat fonduri. Poate că după alegeri și după ce s-o mai liniști lumea, se va mai redeschide proiectul ăsta. Primul meu proiect a fost de 800.000 de euro cu această fermă de porci, după care am accesat fonduri și în alt domeniu și la producția vegetală. Acum suntem tot cu porci, avem un proiect în derulare de 300.000 de euro pentru biosecuritate, dat fiind problemele care au apărut în, știți, sectorul porcin cu pesta porcină. Și tot așa. Și tot așa avem... Da. Albinter, doamna Vrabie, în pliantul pe care mi l-ați dat și mie, vedem că tot proiectul dumneavoastră sau marile proiecte încep cu agricultorii. Și spus, am început cu agricultura pentru că eu sunt agricultor. Normal. Dar asta nu înseamnă că și celelalte... celelalte din discuția cu dumneavoastră că avem o problemă de experiență în asociere până la urmă. Faptul că nu s-au separat conturile și că au început discuțiile la prima cooperativă care s-a năruit, ne arată nouă, domnule Gabor, că mai avem de învățat și n-ar trebui să ne fie rușine, inclusiv la chestiunile astea de asociere. Și sunteți, printre altele, și bine pregătit în ceea ce înseamnă comunicare, ați lucrat în media o perioadă și așa mai departe. Până la urmă, implicarea civică despre care dumneavoastră ați vorbit și data trecută și probabil o să vorbim și astăzi, nu înseamnă și să învățăm pe oameni să ia asocierea după niște principii bine stabilite, adică să nu înceapă să se certe între ei, care din orgoliu, care din faptul că îl suspectează pe ăla, că ăla, sunt doi inși într-o asociere și ambii vor să fie șefi. Da. Niciunul nu vrea să fie adjunct și tot așa. E o chestiune de cultură antreprenorială în primul rând și de știința... Exact. Nu asta trebuie să facem, domnule Gabor. Păi de asta am și înființat Centrul de Implicare Civică până la urmă, în cadrul căruia o să aibă loc tot felul de workshop-uri pe diverse domenii de activitate, inclusiv zona economică. Asta este și mesajul pe care l-am transmis focșănenilor. Haideți să începem să comunicăm, haideți să începem să facem lucruri împreună, pentru că de fapt avem un singur scop, să dezvoltăm orașul focșeanul și comunitatea noastră. Aș vrea să mai punctez, pentru că pe 27 septembrie trebuie să mergem la vot să alegem niște reprezentanți în Consiliul Județean, în Consiliul Local, în zona directă de primării la orașe și la comune. Iar în ceea ce privește Consiliul Local, dacă îmi dați voie, aș mai vrea să mai punctez încă o dată rolul consilierului local în Focșani și în comunitățile locale. Consider că pe 27 septembrie trebuie să alegem responsabil și să ne uităm foarte bine la oamenii pe care îi votăm. Acei oameni care vin în fața noastră, din punctul meu de vedere, trebuie să demonstreze că au făcut real și ceva concret pentru comunitate înainte de a se prezenta în fața oamenilor să le ceară votul. Chiar mergeam zilele trecute și discutam cu cetățenii și chiar mă gândeam, dacă n-aș fi făcut nimic, cum aș fi putut eu prezenta în fața acestor oameni să încep să le spun tot felul de lucruri legate de viitor, dar neavând totuși nicio legătură și cu trecutul sau cu prezentul. Adică discutăm, apar așa niște lucruri și niște proiecte care nu au o rădăcină concretă, să zic așa, în comunitate, în proiectele comunității, în zona de comunicare. Și consider că oamenii trebuie să știe clar și concret care este rolul nostru, a celor care dorim să mergem în Consiliul Local. Locuitorii Focșani trebuie să știe în primul rând că un consilier local trebuie să comunice permanent cu cetățenii. Un consilier local trebuie să creeze o legătură permanentă dintre administrație, aparatul primarului, aparatul primăriei și cetățean.
Atunci când cetățeanul are nevoie și are o problemă în cartierul lui, trebuie să cunoască consilierul din zona lui și imediat să-l apeleze pe telefon, să-i spună care este situația și acel consilier să se ducă să-i rezolve problema. Aseară m-am întâlnit cu un domn care mi-a spus așa: domnule, de o lună de zile încerc să intru în primărie să-mi rezolv o problemă. Iată. Și am zis: pe care, de ce nu reușiți să intrați în primărie să vă rezolvați problema? Păi mă amână de la o zi la alta sau evită subiectul sau... Ei, i-am zis în felul următor: uitați, luați de aici că am un material unde am un număr de telefon, dacă voi ajunge în Consiliul Local, sunați-mă și cu siguranță eu voi avea acces la primărie și mă voi duce în departamentul respectiv unde aveți dumneavoastră o problemă ca să vă rezolv sau măcar să vă spun de ce nu se poate rezolva problema respectivă. Un consilier local trebuie să vină permanent cu idei și proiecte vis-a-vis de modernizarea cartierelor Focșanului și a întregului oraș. El trebuie să fie permanent activ, trebuie să fie creativ, trebuie să fie proactiv. Ăsta este rolul nostru, a celor care vrem să intrăm în Consiliul Local. Eu cred că trebuie să depășim momentul în care doar ne ducem la niște ședințe de Consiliul Local, intrăm în acel aparat al partidului care ne spune: uite, voi faceți treaba asta sau treaba asta. Bineînțeles că suntem cu toții angrenați în sistemul acesta de partide, dar tot mecanismul ăsta pe care îl construim, partidele, administrația și tot ce se întâmplă în jurul acestui proiect vis-a-vis de zona de administrație, trebuie să aibă ca final interesele cetățeanului și ale Focșanului. Calitatea mea de cetățean, cu puține exemple, aud din partea oamenilor din țară, nu neapărat din zona noastră, că mai merg și eu prin România. Exact. Cum se întâmplă, da, și poate că sunt mai curios decât alții prin natura meseriei și atunci sigur că încep să absorb tot ce îmi spun oamenii și să văd de ce s-a ajuns în situația așa. Și cred că marea tară a momentului în ceea ce privește politica românească, pentru că nu se poate, vrem democrație, trebuie să avem pluripartidism, să avem partide, să avem politicieni care să decidă după ce îi votăm noi. Bun, aceste partide sau instituții, cum ar fi consiliile locale sau consiliile municipale sau consiliile județene, s-au transformat în niște grupuri de oameni, da, cu niște interese comune la un moment dat și transpartinice, complet deconectate de ceea ce realitate înseamnă cetățeanul. Da, dacă o să întrebi un consilier din X localitate despre ce probleme sunt în X cartier, el o să înceapă să caute pe Google. Nu are contactul ăsta cu oamenii, e invers și nu pricep. Nu e atât de greu să fii, cum spuneți dumneavoastră, conectat la ce vor oamenii de acolo. Cu mici excepții sunt complet deconectați, ridicători de mâini peste. Întrebarea mea nu ăsta este scopul pentru care candidăm la Consiliul Local. Adică noi dacă facem altceva, ieșim din scopul nostru și din ceea ce avem de făcut până la urmă. Da. Eu le-am spus și am întrebat și pe cetățeni: bun, când vin, cum sunt eu, vin în fața dumneavoastră, întrebați-mă ce am făcut, ce faceți acum în campanie, pentru că eu am venit și cu, în timpul campaniei am vrut să le arată cetățenilor din Focșan că se pot face proiecte inclusiv în campanie electorală. Și am dat drumul la Centrul de Implicare Civică și am creat o largă dezbatere și chiar vreau să le mulțumesc tuturor celor care au intrat pe pagina mea de Facebook și tuturor celor cu care am comunicat în cartiere vis-a-vis de acest subiect. Ce spuneți? Cum aveți? Bogdan Gabor. Bogdan, exact, Gabor. Așa, Bogdan Gabor. Am primit mesaje pe Messenger, am primit, le-am răspuns la toată lumea, că au fost de bine, că au fost, deci, de rău. Oamenii se implică, dar nu au platforma necesară. Absolut. Eu am, prin intermediul acestui Centru de Implicare Civică, le-am spus: vreți să vă implicați, aveți proiecte, mici proiecte pentru oraș, prin intermediul acestei platforme comunitare, veți putea ca proiectele dumneavoastră să se transforme în realitate prin intermediul nostru, a tuturor, a întregii comunități, și să se creeze o legătură directă între dumneavoastră și partea de administrație. Am mai creat un proiect de educație pentru sănătate pentru copii, tot în această campanie. Am creat o mică revistuță și o întreagă campanie vis-a-vis de educație pentru sănătate. Am creat și am făcut o propunere vis-a-vis de logo-ul și partea de branding al Focșanului. Deci se poate. Adică ar trebui să ne obișnuim, inclusiv în campania electorală, că până la urmă ce înseamnă campania electorală? Un start pentru viitor.
Și asta să, și o modalitate știți, de a prezenta și niște dacă putem oferte. Să și dacă campania electorală ne dă posibilitatea să comunicăm și mai mult cu cetățenii, de ce să nu comunicăm și să și facem niște lucruri concrete în campania electorală? Eu am vrut să arăt că se poate. Oamenii m-au întrebat, păi cum le-ați făcut în perioada asta? Păi chiar le-am făcut în perioada asta și nu numai că le-am făcut, vă și cer părerea. Vă place logo-ul Focșanului? Vreți să mai schimbăm ceva? Pe zona de branding mai vreți să comunicăm încă ceva legat de Focșan? I-am și întrebat, uitați, am făcut proiectul de educație pentru sănătate pentru copii. Cum considerați dumneavoastră că trebuie să evolueze acest proiect? Am încercat în toată comunicarea mea în această perioadă să adun idei de la cetățeni și de asemenea să și le dau startul pentru viitorul proiect legat de zona de educație pentru sănătate. Asta e și mesajul pe care l-am transmis, că un domn mi-a zis să aveți succes și eu am zis, din momentul în care dumneavoastră m-ați ascultat 10 minute și am comunicat, pentru mine este un real succes această campanie, pentru că am venit alături de dumneavoastră, cetățenii m-au ascultat, eu v-am transmis mesajele, am comunicat împreună, am creat o energie vis-a-vis de mișcarea asta care trebuie să se întâmple în Focșani și uitați, până la urmă, în urma acestei campanii avem cu toții succes, pentru că s-au născut niște idei și niște proiecte din emulația asta pe care am avut-o pe perioada campaniei electorale. Da, doamna Vrabie. Aveți un slogan care mi se pare foarte inspirat, mai multă muncă și mai puțină politică. Apropo de politică și de deconectare, tot din pliantul pe care l-ați redactat, văd aici, dincolo de sănătate și educație, la care cărora le alocați destule proiecte, vreo 4 la număr, și care, sigur, de aici va trebui plecat pentru schimbarea în bine a unei societăți, dar la sănătate, să fim sănătoși și să avem o educație care să ne ajute să avem un serviciu, să facem ce e de făcut. Vorbiți-ne puțin despre aceste proiecte, după care o să trecem cumva și la turism, că Vrancea e frumoasă, dar nu știi pe un soi. Uitați, apropo de turism, am creat pe Facebook Visit Vrancea, nu era creat acest proiect, da. Și chiar m-am dus în Vrancea, am creat tot felul de materiale vis-a-vis de promovarea turistică. Acolo pe Vrancea sunt un pic expert în zona de turism, la nivel național am creat chiar niște proiecte pe zonele turistice ale României. Este o nișă foarte clară vis-a-vis de cum putem dezvolta zona turistică a Vrancei, dar o să o las pe doamna Magica Vrabie să vă spună mai multe. O să punctăm și da. Pe mine mă interesează. Suntem aici împreună, Vrancea, Buzău, Sud-Estul. Aș vrea să fac un circuit prin sud-estul țării și nu prea știu cum să procedez. Nu reușesc să... Nu spuneți când ajungeți la Focșan să vă preluăm. Păi nu, de ce trebuie să mă preluați din asta? N-ar trebui să găsesc undeva într-un loc. Da, un loc de informare. Niște lucruri ca să știu. Dom'le, mi-a atâta să ajung acolo, am acolo următoarele locuri de cazare și oportunități de petrecere a timpului. Și cam asta e și ce am de văzut. Încep să caut, îmi iau jumătate de zi să fac un traseu. Mi se pare mult, adică... Eu spun că în câteva luni în Vrancea veți avea acest traseu făcut deja. Aștept. Revenim la subiectul nostru. Sigur. Eu consider că după agricultură, deci după mâncare, cele mai importante sectoare sunt sănătatea și învățământul. Da. Dacă nu suntem sănătoși, nu putem nici să învățăm sănătos. Așa că eu sunt într-un fel tristă de ce s-a întâmplat la noi, mai ales în ultima perioadă. S-au închis foarte multe spitale și nu s-a pus nimic în loc. Bun. De asemenea, la țară, dispensarele sunt într-o stare deplorabilă. Așa. Chiar ieri am fost într-o zonă, în Vrancea, am fost în partea Andreșu și Mera și Broșteni. Am și făcut poze la un dispensar care arăta, nu vreau să vă zic cum, mai era un cabinet privat unde nici ăla nu era așa ca aspect. Era lume multă, zic, dar de ce stați aici? Păi abia acum a venit medicul de familie să ne dea rețete și, mă rog, ce aveau oamenii primite, de acolo. Da. Am plecat de acolo la o școală pe care am văzut-o lângă dispensar. La intrare în școală, în curtea școlii, era un butoi.
de vreo 100 de litri, unde era, deci locul unde copiii trebuiau să se spele pe mână, pe mâini. Butoiul ăla avea o canea sau se spălau? Avea o canea, da, am făcut o poză acolo. Am mers mai departe să văd și grupurile sanitare care erau după vremea lui Ceaușescu. Vedeți, asta e realitatea. Deci asta de la este țară. Realitatea în care trăim. Realitatea acum, de pandemie, atenție, da? Adică cum trebuie să spală da. Pe mâini dintr-un butoi, da? Problema okay. este că dacă oamenii consideră că trebuie să-l mai aleagă tot pe același primar, înseamnă că avem o problemă. Sigur. Dacă nici asta nu s-a putut face. Dacă nici asta nu s-a putut face în 30 de ani. Un grup social și exact. un loc în care să te speli omenește. Eu nu le-am pus pe Facebook, le-am pozat, le-am pus acolo. De asta spun că am plecat cu un gust amar, nu numai pentru atâta lucruri, dar am ajuns până la Andreașu. Știți că la noi acolo este focul viu, la Andreașu, da. Dacă tot ne mergem mai departe. N-am găsit nici o pensiune sau vedeți? Măcar un loc unde să mâncăm sau să bem ceva. Cană cu apă să... La Andreașu am găsit un magazin mic și prăpădit, mai rău decât arăta pe vremea lui Ceaușescu, unde ne-am așezat la o masă și am băut o sticlă de apă și am întrebat, măi, dar chiar nu nimic, cum vă promovați? Cum să promovezi să vină omul aici la focul viu, care arde, care trebuie lumea toată da. Știu, un obiectiv pe care trebuie să-l punem în valoare. Deci acolo mi s-a părut un sat părăsit. Deci nu numai că nu s-a făcut absolut nimic, nici o căbănuță, nici măcar un bun. Traseu, unde mă duc ca să văd și eu ce e acolo. Doamne, dar deci, nici promovare nu există. Nu este, asta, asta ține de instituții. Noi trebuie să promovăm județul. Săptămâna asta, duminică, am fost la Soveja. Mă rog, despre Soveja să mai știe câte un ceva. Sat trist. Da, trist, da, știu. La 10 case un om, o familie cu care puteam să vorbim. Deci, nu știu, e depopulat complet. Satele sunt pustăite, tinerii nu se mai întorc înapoi. De acolo oamenii mi-au zis, Doamne, pe ce să facă tinerii aici? Păduri nu mai avem, telefoane nu mai avem să mai vorbim, că mai erau tot felul de instituții unde oamenii erau angajați. Deci, cu lemnul la noi e mai scump decât pentru ăla de la șes. Deci, animalele, nu știu câți oameni se mai ocupă și de creșterea animalelor, că nu mai este nimica de preluat laptele, de făcut brânză, de făcut... Deci, m-am întors acasă până la 9 seara Trisă. Și am vorbit cu soțul meu că eu nu cred că așa curând se mai poate pune pe picioare această acțiune sau să mai readucem la ce a fost Soveja. Am fost tare... supărată, mâhnită și ieri m-am dus din coace unde mi s-a părut mai rău decât acolo și am zis băi, dacă nu se investește în turism, ați văzut multe țări sărace, Thailanda, în Tunisia, oameni care sunt așa de săraci, deșert, dar ei trăiesc... N-ai ce să vezi în afară de nisip, păi ce să face turism. Dar a făcut o cămilă care te plimbă cu ea, te duce să vezi nu știu ce spectacole prin zona aia. Deci ei trăiesc un program gastronomic și din turism. Da. Oamenii trăiesc efectiv din turism. Noi nu am putut de atât amar de vreme să dezvoltăm ceva. Deci încă o dată, în foarte puține locuri din țară, să zicem că la nivel de Consiliu Județean, să existe un loc în care eu să intru exact. cu telefonul și să zic, de aici, astea sunt traseele și astea sunt, domnule, dați-mi exact. O bază de date, să-mi aleg și eu și explicați-mi și mie pe unde să o iau ca să fac un circ, să merg la Soveja, ca să nu mă întristez să o iau greșit, să... Avem bun, și vinurile, am că nici alea nu le aveți, toate cramele, toate care pot fi și astea puse în valoare. Da? Mai ales că, știți... Turismul ăsta se numește, e un turism special pentru... cunoscători, pentru degustători, pentru pricepuții în băutul vinurilor, vinuri, Podgoria, Vrancea e cea mai renumită din țară. Nici Buzău nu stă rău cu zona Pietroasă, însă mai mișcă, iată, niște Știm. Lucruri. Am fost la mare, Stațiunea la Morfat, la aici. Aveam și funcționează și lucrurile să mai leagă cât de cât. Dar nu e integrat, adică eu cred că în mod normal
atunci când mergi în zona viticolă din Franța, la fiecare poartă există câte o istorie a locului, cetățeanul îți explică cum face el și există o marketizare extraordinară și o promovare foarte bună. Și am fost în Franța. Vinul franțuzesc nu e cu nimic mai bun decât vinul din Franța. Și ați văzut că acolo nu poate să facă nimeni agricultură decât urmașul care a făcut o școală. Deci nu se apucă de agricultură orice om care... Și se transmite din tată în fiu. Deci ei am văzut că au crame foarte mici la casele lor și eu am vizitat foarte multe. Mi-a îmbuteliat vinul foarte frumos cu eticheta lui, nu face cantități foarte mari. Am rămas foarte încântată și am fost într-o plantație de vie unde chiar recoltau, aruncau strugurii pentru că erau prea mulți. Să nu, să nu pierde calitatea vinului. Exact. Da. Și strugurii, dacă faci o producție prea mare, în următorul an producția scade pentru că el... Și vinul dintr-o producție mare nu este... Mă rog, sunt niște secrete. Și tădeau toți, strugurii erau pe jos. Deci atâția, toți ne-am minunat. Dom'le, dar de ce i-am mâncat? Dom'le, noi trebuie să lăsăm atât cât poate duce butucul ăsta. Că degeaba îmi pui trei saci în spate dacă eu nu pot să duc decât unul. Unul, da. Deci am văzut acolo, se declanșează odată, primarul declanșează când începe campania, e tot organizat. Bun. Și francezii nu sunt cei mai meticuloși oameni, nu sunt. Dar știu să... Vedeți ce fac. Până la francezi avem niște exemple în Republica Moldova. Da. Și acolo. Până să ajungem noi tocmai în Franța, chiar am fost și știu bine zona respectivă, unde au dezvoltat adevărate proiecte, sunt proiecte de țară acolo și guvernul a sprijinit industria aceasta ca să se dezvolte și o întreagă zonă pe diverse culoare vis-a-vis de zona turistică combinată cu... Comunistă este acolo, dar sunt mai organizați pe zona. Absolut, absolut. Deci nu trebuie să plecăm până în Franța, trebuie să trecem imediat granița, că avem 3 ore până la Chișinău. Și acolo ați văzut. Și sunt niște lucruri foarte bine făcute de acei oameni. Deci dacă cei din Republica Moldova au putut, credeți-mă că și noi putem. Numai să ne organizăm, exact cum a spus și doamna Vrabie, să ne organizăm, să ne înțelegem, să comunicăm, să știm clar care sunt obiectivele, unde vrem să ajungem și dacă vrem cu adevărat să ajungem acolo, cu siguranță că și noi vom putea să facem. Mai e un lucru pe care vreau să specific, fondurile europene, că ați început cu fondurile europene. Da. Știți că începe exercițiul bugetar acum al Uniunii Europene 2021-2027. Și nu trebuie să le scăpăm aceste fonduri, trebuie să atrase către zona de infrastructură a orașului, către zona economică, către zona de educație, pentru că Uniunea Europeană, turism de asemenea. Trebuie deja să gândim de acum proiectele, să vedem ce avem de făcut ca să putem să atragem acele fonduri europene. Nu știm cum vom sta cu fondurile guvernamentale, pentru că nu știm cum va evolua această pandemie. Oricum și resursele Uniunii Europene s-au mai redus, din ce știu eu, vis-a-vis de tot ce se întâmplă acum în întreaga lume. Deci orice posibilitate de finanțare trebuie să o accesăm. Că sunt fonduri europene, că sunt fonduri guvernamentale, numai că pentru a accesa aceste fonduri trebuie să facem proiecte din timp, trebuie să avem o viziune asupra ceea ce vrem să facem și în momentul în care vom stabili clar obiectivele, vom găsi foarte repede și sursa de finanțare. Mai trebuie schimbat și la modul de... la ghidurile și modul de accesare a fondurilor. Apropo de experiență. Care sunt foarte, foarte stufoase și foarte multă muncă. Adică și ne punem singur piedică acolo, nu? Tineretul nu are răbdare. Dacă eu reușesc să mă duc să fac, copiii mei nu au răbdare nu să se duc. Stau nu stau să completeze dosare cu mii de piese, da? Am depus un proiect acum, ne vine că este eligibil peste un an de zile. Am și uitat ce am făcut în proiectul ăla. Dom'le, dar faceți-le în așa fel încât omul să... Cât așteaptă? Se poate... 2-3 luni, 4, mai ales că la noi toate proiectele care sunt cu construcții montaj trebuie să mergi la Constanța cu ele. Ceea ce nu mi se pare normal adică să nu faci 400 de... Apropo, chiar, nu se poate înființa un birou... Mai există, la noi există... Deci de ce să vă duceți la birou ăla cu dosarul? Ne de ce ducem la birou ăla, dar tot ce înseamnă construcții montaj le face Constanța. Nu se face o delegare de sa
sarcină, așa aș fi trebuit. Normal. Domnule, inginerul X de la Vrancea trebuie să verifice proiectul lui Vrabie sau lui Bogdan. Din Vrancea, da. Din Vrancea. Bine. Dar tot vorbim, dar nimic nu s-a făcut. Bun, la minister chestiunea... știți că s-a făcut o regionalizare și noi aparținem sud-estul, cred că și cu dumneavoastră suntem, aparținem de Constanța, acolo este centru. Eu înțeleg că e nevoie de regionalizarea asta, da? Nu-i neapărat să mă duc eu 400 de kilometri. Dar regionalizarea nu înseamnă centralizare. Exact, nu înseamnă centralizare. Și așa e multă birocrație. Și Uniunea Europeană e o instituție, până la urmă, cât un continent aproape, care este foarte birocratică. Da, și după ce că ăia ne cer un purcoi de acte, mai venim și noi cu niște ghiduri cu 5 purcoi ca să chiar să ne dăm cu stângul în drept, adică să nu ne mai apucăm. Noi să fim mai siguri că, domnule, respectăm legile. Ce cred eu, că totul ține de organizare, totul ține de planificarea concretă a lucrurilor și de stabilirea obiectivelor pe termen mediu și lung, că nu putem face dezvoltare făcând lucrurile de la o zi la alta. Adică clar că trebuie să ne stabilim niște obiective pe termen mediu și lung, inclusiv cu partea de accesare a fondurilor europene. Trebuie să ținem cont de tot ce înseamnă această documentație stufoasă, adică trebuie să ne luăm măsuri, să ne organizăm din timp ca să putem depune acele documente. Eu știu niște exemple în partea de vest a țării, lucrez foarte mult în zona respectivă, oamenii au acces la fonduri europene și sunt foarte mulți bani atrași de către acolo, ei. Că sunt aceleași eu hiduri. Asta vă spun, din ce am observat așa, deci oamenii gândesc din timp toate lucrurile, au pregătite tot ce înseamnă au pregătit din timp partea de documentație și în momentul în care se deschide linia, pentru că au informațiile și sunt la curent cu tot ce înseamnă informațiile de la Uniunea Europeană, în momentul acela ei sunt pregătiți și depun imediat dosarele pentru finanțare. Adică trebuie să avem o gândire, să fim proactivi, să gândim un pic 2-3 pași înainte și în momentul respectiv lucrurile vor evolua mult mai repede. Într-adevăr, documentele știm cu toții, da? Sunt documentația este destul de stufoasă. Dar cei care fac ghidurile sunt rupți de realitate. Păi da. Deci oamenii ăia sunt rupți de realitate. Să-mi spună mie că nu știu ce trebuie să fac când eu sunt acolo și nu pot să fac. Deci eu fac acum un proiect unde domnule a venit și a spus, domnule, trebuie să faceți un gard aici pentru ca să vă delimitați de celălaltă proprietate. Pentru ce să facem gardul ăla? Nu, domnule, așa scrie legea, așa trebuie făcut. Tocmai că în Uniunea Europeană nu vezi garduri pe nicăieri, nu știu, nici între case, nici oamenii. De ce ne prezumăm noi hoți așa de la început? Deci oamenii, că nu numai aici, ați văzut că și cei care fac legile din Parlament. Este foarte simplu. Nimeni nu cred că aprofundează legea, nimeni nu cred că vine cu o idee din teritoriu. Băi, se poate aplica legea asta în teritoriu? Că ați văzut, nu se dă bine legea, apar modificări la lege. De ce apar modificări? Se dă legea și nu are norme de aplicare. Și când normele de aplicare... complică cu totul, schimbă legea fundamental și tot așa. Deci consider că oamenii au devenit o mașină de vot și nu citesc, nu se informează, nu știu care e realitatea. Apropo de politică, eu am trăit și în regimul de tristă amintire, care, mă rog, uneori devine de veselă amintire, pentru că unele lucruri de atunci, da, dumneavoastră, poate ați mai prins, domnul Gabor cred că este mai tânăr, eu eram destul de lucid la 21 de ani când s-a schimbat, da? Dar am dat la gunoi niște lucruri, cooperativele alea care erau, mă rog, făcute rău ele, așa că nimeni, toată lumea a furat de la cooperativă până la urmă, că așa erau vremurile și de aia nici acum nu avem o asociere ca lumea și nu putem să o facem, tocmai din cauza reminiscențelor, dar vreau să mă întorc și să spun așa, domnule, România a avut niște chestiuni pentru că a avut un sistem de planificare. Capitalismul nu exclude planificarea. Că asta ne spune doamna. Exact asta vă spuneam și eu. Cincinale, cincinale. Cum vrem noi, septenate, cum au trebuie să ne planificăm lucrurile. Nu avem cum să ieșim dintr-un cadru de acest gen. Lucrurile trebuie să planificate, trebuie să stabilim obiectivele pe termen mediu și lung. Sunt niște principii normale și corecte, exact. Adică planifici să faci copii până la urmă. Trebuie să ții cont când faci ceva și de lucrurile concrete cu care te vei întâlni, cu ce ai. Și atunci, ținând cont de toți factorii ăștia, cu siguranță vei ajunge și la scopul pe care ți-l stabilești. Eu consider că ar trebui o strategie
făcută clară și cine vine la guvernare, că vine PNL-ul, că vine PSD-ul, că vin amândoi odată. Trebuie că să vine încă, nu știu. Mai vin 7. Trebuie să meargă și să continuă, să continue tot ce s-a făcut. De țară. Deci nu se poate să venim astăzi să dărâmăm, băi, asta a făcut PSD-ul. Ce a făcut PSD-ul? N-a asfaltat bine, n-a pus bordurile bine, le dăm jos, bine, venim și le punem noi. De asta nu s-a făcut nicio autostradă. Eu aș vrea să văd inclusiv pentru Focșani, adică noi cei care ne vom implica de acum în zona de administrație și în zona politică, să stabilim un proiect pentru Focșani. Adică eu ca cetățean să știu, uite, în anul 2027 Focșanul trebuie să fie așa. Cu străzi sigure, cu locul de socializare, pe zona de infrastructură, din punct de vedere economic, cum putem atrage investitorii sau ce avem de făcut ca să dezvoltăm zona economică, în așa fel încât cetățenii orașului să-și găsească locuri de muncă și tinerii să poată să-și facă o familie în Focșani. Cum trebuie să arate proiectul nostru legat de educație, educație pentru sănătate, civică, tot ce înseamnă zona de educație. Bun. Să avem o direcție, fondurile europene, cum le accesăm, ce avem de făcut. Adică să avem, să știm noi focșănenii, domnule, uite, acolo vrem să ajungem, asta vrem să facem. Noi, administrația și cei care ne implicăm în zona asta, vom urmări următorii pași ca să ne atingem obiectivele. Dacă ne potignim, nu reușim, vă spunem și de ce s-a întâmplat treaba asta și ne repliem și găsim alte soluții. Dar trebuie să avem o viziune noi cu toții asupra ceea ce trebuie să fie Focșaniu. Bun. Asta, trebuie să pornim de undeva și să avem un proiect al Focșanului care vizează niște obiective. Că probabil de asta nici nu reușim să ne regăsim, apropo ce zice și doamna Vrame, nu reușim să ne regăsim culoarul, direcția pe care trebuie să intrăm. Și asta, bineînțeles, putem extrapola și la nivelul țării, că până la urmă despre asta este vorba. Să avem un proiect de țară cu zona de educație, cu zona economică, cu zona de infrastructură. Astea sunt direcțiile, indiferent de cine ar veni la guvernare, noi ne păstrăm direcțiile astea, atragem fondurile pe direcțiile strategice. Ce înseamnă zona politică, politici sociale, nu știu, politici medicale și așa mai departe, asta ține de, cum să spun eu, de bucătăria de atunci a guvernului respectiv, votat de către cetățeni să ajungă la momentul respectiv la putere și de oferta care se pliază pe proiectul respectiv de țară, în ideea de a îmbunătăți acel proiect, dar direcțiile să fie foarte, foarte clare. Nu știu de ce nu se întâmplă treaba asta, pentru nu că, înțeleg de ce nu se întâmplă treaba asta. Pentru că suntem un popor care așteptăm de undeva un semnal, e greu să ne organizăm. Vedeți, nu ne putem organiza nici câte trei, nici pe o scară de vlog putem să ne organizăm. Uite, eu vă dau exemplu Brașovului, că îl știu foarte bine în 2004. Știți foarte bine Brașovul, cum arăta în 2004 și cum arată acum în 2020. Vă dau exemplu și alte ori. Mai sunt și orașe în Moldova care au început. Ideea e că toată lumea, domnule, nu putem compara Focșaniu cu Brașovul. Nu compar Focșaniu cu Brașovul sau cu Focșaniu cu Clujul. Da, Focșaniu cu Oradea se poate compara. N-ai cum să le compar. Sunt centre universitare, adică nu putem compara totuși lucrurile din multe puncte de vedere. Dar măcar să luăm exemplul lor, că au știut unde vor să ajungă și și-au urmat cu, cum să spun, cu ambiție și cu sfințenie acel obiectiv, ca orașul respectiv să ajungă în 2020 cu toate obiectivele atinse. Și vreau să spun că și-au atras și foarte multe fonduri europene, au creat pol de creștere al orașului. Da, s-a văzut forță, s-a văzut. Ei, dacă în oraș, eu asta le spun și oamenilor, dacă într-un oraș mare s-a putut, într-un oraș mai micuț ca al nostru, care e cam cât un cartier al unui oraș mare, chiar nu putem? Eu zic că putem. Eu zic că putem. Și de asta îi rog pe toți cetățenii care au idei și proiecte să se implice. Oameni care, ca mine, ca doamna Vrabie, au făcut lucruri, da, pentru comunitate. Eu am făcut pentru comunitate. Doamna a făcut în zona de agricultură. A încercat să aducă niște oameni în jurul dânsei să creeze o cooperativă. E un lucru nemaipomenit. E un exemplu. Până la urmă, chiar dacă nu s-a reușit până la final, dar învățăm din greșeli. Păi asta spunem. Învățăm din greșeli. Și data viitoare, cu siguranță, când doamna Vrabie va mai strânge în jurul ei niște oameni din zona agricolă, cu siguranță le va ieși proiectul, pentru că au învățat din acele, și inclusiv doamna probabil că a învățat din acele greșeli. Vă spuneam eu data trecută că nu trebuie să ne fie frică să și recunoaștem, dar nu trebuie să ne fie frică de eșec. Pentru că prin intermediul acelui eșec noi învățăm, progresăm. Că până la urmă e natura noastră a oamenilor să greșim.
Nu trebuie să ne fie frică să spunem nu se poate, nu trebuie să ne fie frică să spunem domnule, am greșit, dar am învățat din greșeala asta și putem să mergem mai departe cu experiența asta și să construim. Vă spuneam de bun simț și de respect și de lucruri așezate, așa trebuie să le facem. Dacă vorbim de respect, mă uit ce campanii se face acum. Unii împotriva alții, altora, prea multă dezbinare, prea multă răzbunare, prea multă ură. Nu știu dacă oamenii chiar vor asta să mai asculte. Chiar mi-a dat o doamnă un mesaj, eu îi povesteam acolo că o să o și amintesc dacă tot a venit vorba de asta. Le spuneam, domnule, hai să ne implicăm, să facem, ne povesteam de un proiect pe care l-am făcut și doamna mi-a zis huă. Da. Și eu am întrebat-o, chiar am făcut un mesaj și am întrebat-o, doamna, nu o să-i spun numele acum că îl țin minte, ne-a ajutat acest huă în ultimii 30 de ani la ceva? Am spus huă și la unii și la alții. I-am schimbat din 4 în 4 ani, am schimbat acest huă, ba pentru unii, ba pentru alții. N-ar fi bine să transformăm acest huă în niște lucruri concrete pe care să le cerem oamenilor care se implică în zona politică și în zona de administrație? Bun, asta cu huă a mers în anii 90. Păi nu, dar văd că merge și acum. Din nefericire n-am din schimbat păcate, în 30 de dar ani. Dar credeți-mă, ca asta vreau și să le spun și alegători. Nu ne ajută pe noi cu nimic. Hai să schimbăm acest huă, să îi spunem. Vrem spitale, vrem parcuri frumoase, vrem educație, vrem să trăim civil și copiii noștri. Dacă vom schimba acest huă cu niște cereri concrete față de acești oameni, pentru acești oameni care se implică în zona politicii și în zona administrativă, credeți-mă că vor începe să se schimbe lucrurile. Momentul în care vor veni la noi și vom întreba, doamne, ce ați făcut în ultimii 4 ani? Păi nu prea am reușit să facem nimic pe atunci. Mergeți că să vină alți oameni sau altă generație. Stau de vorbă mai mult cu tinerii când mă întâlnesc cu ei și le spun, implicați-vă. E vorba de viitorul vostru. E vorba de viitorul vostru și al copiilor voștri pe care o să-i aveți. Implicați-vă, fiți mai activi cu energia voastră. Este o generație foarte frumoasă, de tineri foarte activi, care își caută la momentul ăsta culoarul, direcția. Îi invit să se implice și dacă se vor implica din ce în ce mai mulți tineri cu energia lor, cu capacitățile lor, eu le-am zis generația plus, că generația asta chiar este generația plus, i-am și cunoscut, am făcut și proiectul Tinerii Vrancei, am fost alături de ei în diverse proiecte și vreau să vă spun că m-au uimit acei tineri, mai și țin legătura cu o parte din ei, care au lucrat în proiectul pe care l-am făcut. Sunt niște tineri foarte buni care acum o parte din ei, din păcate, uite, o fată, Ana Maria, pe care am sprijinit-o și a luat și nota 10 atunci la bar, lucrează la Londra. Participă inclusiv acolo la tot felul de lucrări științifice. E un copil nemaipomenit al Focșanului și al României. A plecat, din păcate. Nu reușim talentul ei și, cum să spun, ceea ce poate să realizeze pentru comunitate și pentru România, nu reușim să-l valorificăm deloc. Nu avem modele. Știți? Și nu sunt... Ce facem? Că asta este întrebarea mea. Mai continuăm așa? O mai ținem așa cu acest huă? Din păcate. Nu știu, cred că da. Poate sunt eu un pic mai, nu știu, cred nu, prea pozitiv și prea constructiv, dar eu cred că noi toți, cu o voce mai puternică, trebuie să dăm mesajul ăsta. Hai să facem lucrurile altfel ca să obținem alte rezultate. Da. Pentru că dacă facem de 30 de ani același lucru și obținem același lucru după, da? De ce nu schimbăm rețeta? Că poate vom obține alte rezultate, măcar încercăm o dată. Maximitate. Știți? Da, pe vremea când se lucra în acord global, pe vremea lui Ceaușescu, cei mai în vârstă... Știu și eu, cincinalul și... Da, cincinalul în 4 ani. Era cincinalul în 4 ani, totdeauna, exact. În anii 80, știu, mă rog. Da. Erau cetățeni care în sistemul ăla, pe care astăzi îl lăudăm, erau multe prostii și atunci. În general, la stat era alergatul după a nu muncii. Te duceai la serviciu și singura ta preocupare în sistemul de stat era să muncești cât mai puțin, că aveai altă treabă de făcut acasă și așa mai departe. Și alergatul ăsta după a te orienta de muncă te obosea mai tare decât munca efectivă. E cam așa se întâmplă și astăzi. Dom'le, dacă tot ne focalizăm să facem lucruri
prin care noi să ne propășim, ne interesând în alte. N-ar fi mai ușor să gândim și să facem și pentru oamenii din jur și să ne propășim și noi, că doar nu muri de foame, că de aia trăim pe pământ noi și avem familia noastră. Da? Despre asta vorbim. Cultură, să dar de e o chestiune de minimă gândire, ca să spun așa, de bun simț. Să gândești, nu te doare capul, să stai toată ziua să te preocupi cum să faci să îi dai lui ăla în cap, cum să faci să nu să furi. Iertați-mă, aș păi zice, de ce se în loc așa? Să te preocupi, bă, da, stai puțin, eu vreau să trăiesc bine, făcând ce trebuie că să e fac. E mult mai ușor să spui huă, da, decât să vii cu o idee. Decât să faci niște lucruri concrete. E mult mai ușor să spui ăla e rău, sau ăla a furat, sau ăla, decât să te implici tu să faci concret ceva. Dar cred că oamenii au înțeles, din ce am discutat cu cetățenii din Focșan, să știți că eu vin cu multă energie pozitivă acasă seara după ce discut cu cetățenii Focșanului. Și vreau să vă spun că oamenii au înțeles mesajul ăsta, adică este o minoritate care cu siguranță va merge pe zona aceasta, dar marea majoritate a focșănerilor au înțeles că este nevoie de o schimbare. Trebuie să venim că... după alegeri să discutăm. O să mai discutăm, da. Cu mare plăcere. Din păcate, da, iată emisiunea noastră timpul se apropie trece foarte repede. O să vă rog pe ambii să vă uitați către camera 2 și să dați un mesaj pentru alegători și pentru ziua de duminică. Începem cu doamna Maricica Vrabi. Deci aș transmite alegătorilor până duminică să aibă grijă de sănătatea lor, să păstrați toate regulile pe care le-a impus legislația, să vă prezentați în număr cât mai mare la vot. Aveți multe oportunități, aveți de unde alege și ca atare vă invităm pe 27 septembrie să veniți la vot. Votați Pro-România, votați Maricica Vrabie. Mulțumim, doamna Vrabie. Doamna Maricica Vrabie este candidat pentru președinția Consiliului Județean Vrancea din partea Pro-România. Îi urăm succes. Închidem emisiunea cu mesajul domnului Bogdan Adrian Gabor, candidat la Consiliul Local Municipal Focșani. Eu spun așa, focșanienii contează, comunitatea contează, haideți să creăm împreună proiectele de dezvoltare și modernizare ale Focșanului. Alegeți echipa Pro-România pentru un viitor mai bun a orașului nostru. Da, mulțumim. Mai multă muncă, mai puțină politică. Am înțeles. Mulțumim reprezentanților Pro-România din platoul Focus TV. Le urăm succes, evident. Mulțumim, ne mai auzim frumos și la radio în curând. Da, prieteni, va trebui să închidem această emisiune de promovare electorală. A fost ora Pro-România. I-am văzut pe candidați. Noi însă ne oprim aici. Ne revedem curând. O seară plăcută. La revedere!